Salut! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, cu ce proiecte sunteți prezenți la târg? Pe lângă proiectele cu care am fost prezent și în edițiile trecute, e vorba de complexul de vile din Pipera și apartamentele de vacanță din Olimp, de data asta suntem prezenți și cu complexul destinat cadrelor Ministerului Apărării Naționale, situat în strada Antieriană. Am înțeles. Și cum este cererea din piață în ultima perioadă? Să luăm, pe exemplu, anul acesta. Cum a fost cererea pentru proiectele pe care le aveți? Cererea pentru proiecte, imediat după târgurile la care participăm, cererea este, se simte o cerere crescută pentru aceste imobile. După care are loc o stagnare și practic își ia cursul firesc al unei proceduri de insolvență. Da, și prețuri, ce prețuri sunt la proiectele pe care le promovați? Prețurile de promovare a imobililor sunt funcție de stadiul procedurii de insolvență pe fiecare proiect. Dacă la vile avem prețuri care au scăzut la 50% față de prețurile care erau promovate inițial, la fel și la apartamentele destinate caselor de vacanță. Aici, la proiectul Antieriană, este un caz aparte, pentru că proiectul este edificat pe terenul aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale și există o convenție prin care este stabilit un preț de vânzare a acestor unități locative. Prețul de vânzare este de 600 de euro, 8 pe metru pătrat construit. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult și mult succes! Vă mulțumesc!